Peste 100 de copii însoțiți de părinți sau bunici au venit de Ziua Internațională a Copilului pe terenul de sport din Balciu, unde conducerea primăriei Miroslava a pregătit un program cu multe surprize. Am chemat o formație sau o trupă dintre asta de animație pentru a-i bucura pe copii și pe părinți în același timp. Am pregătit câteva cadouri pentru marea majoritate a copiilor și am venit aici ca să mă anim și eu că sunt emoționat de Ziua Internațională a Copilului. Mi-aduc aminte cu nostalgie de copilăria mea și în același timp vreau să le urez tuturor la mulți ani și să și părinților să aibă grijă de copiilor, să-i facă să fie sănătoși și împreună să construim Miroslava. Magicianul Alex i-a fascinat pe cei mici, dar și pe părinți, cu numere spectaculoase de magie. Ce îți place ție? Magia. Ce îți place magia? Pentru că e foarte neașteptat, adică mereu are surprize. Da, e super drăguț. Ce-ți place ție? Păi acum am vizionat magicianul, a fost super frumos. Și acum așteptăm ce mai intră pe scenă. Este bine că au organizat totuși ceva pentru copii, n-a trecut așa această zi. Fără să o marcheze într-un fel. La mulți ani tuturor copiilor. Tuturor care se simt copii. Ce-ți place? Mai mult baloanele și vata cu zahăr. Apoi, sportivii mici și mari de la clubul Dojo Master și-au arătat maestria în artele marțiale. Iar când pe scenă au urcat membrii trupei de dans The Sky, distracția a fost garantată.